Site-urile televiziunii noastre rămân cele mai accesate pagini cu știri din zona Reghin. Astfel, în ultimele 24 de ore, de departe, cea mai vizionată postare de pe jurnalderegin.ro, dar și cea mai distribuită, a fost știrea despre participarea colegiului Silvic Gurghiu la un forum internațional în Franța. Pe locul 2 s-a situat materialul despre scoaterea la licitație a Bisericii Greco-Catolice din satul Cașva. Pe 3 s-a aflat știrea despre echipa de copii a clubului Avântul, antrenată de Grigore Moldovan. Și pe pagina de Facebook de Reghin TV, cel mai mare interes l-a trezit reportajul despre elevii liceului din Gurghiu, prezent la forum în Franța. Materialul despre situația bisericii din Cașva a fost pe locul 2, iar pe 3, în topul audienței, regăsim materialul despre activitatea caselor de copii Maria din Reghin. Detalii aflați accesând site-ul jurnalderegin.ro sau pagina de Facebook de Reghin TV.